Ea a alergat de noi și a intrat aici, n-a cunoscut zona. Și a vrut să ia pe aici din. Și a sărit din mașină și a fugit. Da. Nu, a venit în viteză. A venit în Transilvanie. Au colit mașina și eram cu copiii afară. Și mi-a fost teamă să nu lovească copiii. Și i-a evitat, era pe aici pe undeva copiii și a intrat aici, în viteză, a frânat. Scârțeau cauciucurile, s-a dat jos, a mers acolo lângă 65, s-a uitat la colț și pe urmă a fugit aici la stradă și a fugit. A fugit cu ceva în mână, avea ceva? Nu, nu. Aveam, era îmbrăcat în negru și cu ochelari de soare. Are cine pe ceva? Da. Nu, nu are nimic, are cine pe ceva acum noi. Hai, verifică-te, pa. Sigla BCR. Da, uite aici un calup de bani, un plic alb, de la bancă. Ia, sunt bani. Păi s-a oprit mașina, a oprit prietenul meu mașina cu nevastă sa, că a zis că să ducă să ia o piesă pentru mașina neagră, pentru înseamnă că pentru mașina asta. Știți? Că eu i-am spus, de ce nu mergem la notariat să așteptăm acolo până vine, până... Și în timpul ăsta el zice, stați aici și fumați o țigară, ne dă câte o țigară, că eu n-am mai luat țigări de acasă. Zice, ne-a dat câte o țigară, zice, stați aici și fumați până vin eu să-mi iau piesa pentru mașină de asta. Da, și în timpul ăsta, n-a durat vreo 10 minute, dar el zice, lăsați geamurile deschise ca să aveți aer. Dar eu am zis, zic, Doamne ferește, dacă vine cineva să ne prădeze, lasă, dragă, că nu-i nimeni. Și el a lăsat geamul așa jumătate. Da. Și după ce a plecat el imediat, da, am spus, da, și după ce a plecat el și eu fumam din țigară, ea la telefon făceam socoteala la bani, geanta mea era între ea, și mine pe bancă, iar geanta ei era la picioarele noastre. Când a băgat ăla mâna, eu nu am văzut, pentru că eram cu fața la ea, așa eram într-o parte, știți? Și când a băgat mâna cu spray-ul, mi-a dat mie, dar ei nu i-a dat spray în ochi.